Vă spuneam la începutul emisiunii că astăzi este înălțarea Domnului, de-aia am și spus Hristos a înălțat. Sunt 40 de zile de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce însemnătate are această sărbătoare pentru creștinii ortodoxi? Aflăm în această dimineață de la colega noastră Daniela Mireanu, care are un invitat special. Bună dimineața, Daniela! Bună dimineața, dragilor! Hristos s-a înălțat. Într-adevăr, astăzi sunt 40 de zile de la nașterea Domnului, iar alături de mine se află domnul profesor preot Emil Cărămizearu, cel care ne va da mai multe detalii despre însemnătatea acestei sărbători. Hristos s-a înălțat, părinte! Adevărat, s-a înălțat. Sunt într-adevăr 40 de zile de la învierea sa. Atât a hotărât Fiul lui Dumnezeu să rămână împreună cu ucenicii săi pe acest pământ, pentru a-i face pe ei, pe de o parte, fii ai învierii și pe de altă parte și fii ai înălțării. Și prin ei și pe noi. Credem noi cu adevărat că Hristos a înviat și s-a înălțat? Dacă credem, atunci suntem fiii luminii cu adevărat și fiii iubirii sale. Cum s-a înălțat? Cum numai Dumnezeu știe? Dintr-un trup pus într-un mormânt, răsare trupul acela străluminat de lumină. Este trupul învierii lui Hristos și trupul învierii noastre. Și atunci Dumnezeu ia prin Iisus întreaga umanitate de-a dreapta Sfintei Treimi, în inima Treimi, ca să ne arată, să ne arate de-a pururi nouă că suntem copiii lui Dumnezeu, că își împropriază astfel întreaga umanitate. Este o sărbătoare la fel de importantă precum și cea a Sfintelor Paști și de altfel avem cam aceleași tradiții și în acest caz. Toate sărbătorile sunt importante și, așa cum am mai spus și altă dată, sunt atemporale, sunt dincolo de timp și timpuri și vremuri. Și sigur, poporul acesta a plămădit și multe tradiții legate de aceste sărbători care fac parte integrantă din exprimarea lui culturală, spirituală, arătând că poporul român a crezut întotdeauna și crede și în învierea lui Hristos și în înălțarea sa, îl mărturisește ca atare prin Maica Domnului și prin toți sfinții pe care noi îi venerăm în cadrul acestei superbe biserici în care ne derulăm activitatea noastră duhovnicească. Sunt slujbe în fiecare lăcaș din țară și cu siguranță în toate aceste 10 zile până la pogorârea Sfântului Duh se spune clar Hristos a înălțat. Așa este, cum am spus, Hristos a înviat, așa spunem și Hristos a înălțat, pentru că este o mărturisire de credință. Să ne punem fiecare dintre noi ca într-o oglindă în fața propriei conștiințe și să vedem dacă noi credem cu adevărat în această lucrare pe care, așa cum am subliniat, numai Dumnezeu o poate face. De ce? Pentru că ne iubește, dragii noștri, și ne îmbrățișează pe toți prin această superbă înălțare de la un cer care este dincolo de ceea ce este material. Este cerul acela spiritual, dincolo de vremuri, dincolo de timpuri, și Hristos de acolo ne îmbrățișează și este de-a pururi în mijlocul nostru. De menționat ar fi și faptul că, deși nu are o dată fixă în fiecare an, în fiecare an totuși pică într-o zi de joi. Într-o zi de joi, de ce? Pentru că sunt cele 40 de zile consacrate de la înviere la înălțare și încă 10 zile până la cincizecimea creștină, la pogorârea Sfântului Duh, când se va pecetlui lucrarea lui Dumnezeu cu acest pământ, cu acești oameni care de multe ori aleg altceva. Nu aleg calea lui Dumnezeu, aleg calea celui rău, adică războiul, cearta, ura, multe lucruri care ne despart și despart omul de Dumnezeu. Noi suntem un trup. Trupul acesta se numește planeta Pământ, pe care Dumnezeu a sădit viața. Și atunci, de multe ori, nu ne înțelegem rostul și facem lucruri care sunt potrivnice voii lui Dumnezeu. Să ne întoarcem acasă, la înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Vă îmbrățișăm pe toți cu mult drag. Vă mulțumim foarte frumos pentru aceste informații. Ați aflat și voi câteva detalii despre ceea ce semnifică această zi importantă pentru fiecare dintre noi. Înapoi la voi. Mulțumim mult colegii noastre, Daniela Mireanu.